Accidentul a avut loc dimineață după ora 3 în apropiere de stația Toporu din județul Giurgiu. Locomotivele au ajuns pe aceeași linie, circulând însă din sensuri opuse. Mecanicul de tren bănuit de producerea accidentului nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului, spun cei de la CFR. A trecut pe aici și a continuat drumul, a forțat acel macaz și a intrat pe o singură linie. Din față venea o altă locomotivă și inevitabilul s-a produs. Echipajele Isus, Murd și de la ambulanță au găsit la locul accidentului trei bărbați conștienți. Doi dintre ei au fost transportați la UPU Giurgiu. Al treilea bărbat a primit îngrijiri medicale la fața locului. Cele două locomotive, care aparțin unor operatori privați, au fost avariate. Primele informații arată că unul dintre mecanici era băut. A fost indicat licența suspendată acelui operator. Acel mecanic de locomotivă era influența băuturilor alcoolice. Să mă duc eu ca ministru, dar sunt viola la fiecare mecanic. Sunt sancțiuni prea blânde. Asta merită a fi revizit, probabil și regândit. Operatorul de transport feroviar, după ce trenurile care le are în circulate vor ajunge la stația de destinație, nu va mai putea circula până când ASFR va efectua verificarea cunoștințelor personalului. Deocamdată, reprezentanții celor două companii care dețin locomotivele implicate în accident nu au transmis un punct de vedere. Cazul e anchetat de poliție sub conducerea unui procuror, dar și de Autoritatea de Investigație Feroviară. Nu putem să ne pronunțăm asupra faptului că mecanicul e cel care a greșit sau au fost niște probleme tehnice. Urcarea fiecărui mecanic pe locomotivă înseamnă o verificare nu numai din punctul de vedere al alcoolemiei eventuale, care este evident interzisă, ci și din punctul de vedere al stării fizice, al stării de oboseală. Dar dincolo de cauza imediată, există și cauze sistemice pentru astfel de accidente, spun sindicaliștii feroviari. În urmă cu 10-15 ani, nimeni nu își permitea să consume băuturi alcoolice sau să se prezinte la serviciu influența băuturilor alcoolice. Ceea ce se întâmplă astăzi este foarte grav și este grav datorită lipsei de personal. În ultimii ani de zile nu se mai fac aceste controle, oamenii se simt necontrolați și atunci se întâmplă ce se întâmplă. Ministrul Transporturilor a cerut verificarea tuturor mecanicilor. Polițiștii și inspectorii autorității feroviare au făcut controle în 457 de stații între 3 aprilie și 5 mai. Mai mulți angajați cu responsabilități legate de siguranța circulației feroviare au fost găsiți sub influența băuturilor alcoolice. Raportat la numărul de personal verificat, procentul celor constatați sub influența băuturilor alcoolice a fost undeva la 0,5%. În siguranța feroviară nu au ce căuta astfel de cazuri. Din cauza accidentului, 4 trenuri de călători au fost anulate, iar altele au avut întârzieri. Acesta este al treilea accident feroviar grav de anul acesta. În martie, în Roșiorii de Vede, un tren de călători al CFR a izbit din spate un marfar care transporta autoturisme. Peste 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Și tot în martie, la Galați, un om a murit și 3 au fost răniți după ce o locomotivă a intrat cu viteză într-un vagon de călători.